Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, dragii mei, și la mulți ani! Bine ne auzim într-un an nou și dacă este un an nou, trebuie să fie și cu obiceiuri noi, ca să simțim așa, nu, că începem cu dreptul. Iar la capitolul alimentar, recunoașteți, rezoluțiile de început de an sunt năucitoare. Cu toții ne facem de cap, ca să spun așa, în perioada de sărbători. Nu mai contează ce am făcut de Crăciun și de Revelion, dar așteptăm nerăbdător luna ianuarie să devenim mai buni, mai echilibrați, mai sănătoși, de ce nu? Încă nu s-a intrat în anul nou pentru toată lumea, iată, în seara asta este Revelionul pe calendarul vechi, așa că propun ca discuția din seara asta să fie una tot teoretică și de luni să ne apucăm de treabă, după ce în weekend, trebuie să recunoaștem, suntem un pic mai relaxați la capitolul alimentar. Însă putem să vorbim și aș vrea să vă propun astăzi tema rezoluțiilor, adică spuneți-mi și voi, vă spun și eu, ce greșeli credeți că ați făcut până acum din punct de vedere alimentar și ce ați vrea să schimbați, să ameliorați, să ajustați în 2023. Haideți să facem schimb de idei, de opinii și poate împreună reușim mai mult decât fiecare de capul lui și de unul singur. 0372069599 este numărul de telefon la care vă aștept în direct să vorbim despre rezoluții alimentare. Și am să încep eu, pentru că să nu credeți că medic nutriționist fiind am o alimentație perfectă și mănânc super sănătos, mai degrabă aș spune că mănânc mai prost ca multă lume. Știu ce am făcut în 2022, nu pot să mă păcălesc și să mă mint. Și să știți că în acest an nou mi-aș dori să reușesc să nu mai ronțăi între mese. Nu neapărat că ar fi produse nesănătoase, ci în perioada asta de sezon rece, cu nopțile foarte lungi și cu stat în casă mai mult, mi-am dat seama că e normal și cred că o pățește toată lumea să ne apuce așa o neliniște, o plictiseală sau diverse pofte și nu e că te pui la masă și mai mănânci un castron de ciorbă sau o porție de tocăniță. Întotdeauna căutăm lucruri care sunt concentrate în grăsime sau în zahăr. Nu pentru că, vezi, Doamne, suntem noi de vină, ci pentru că instinctul nostru de animăluț care trebuie să supraviețuiască și să mănânce hrănitor și consistent ne face să ne placă tot ce este bogat în calorii, gras, sărat sau dulce, da? Deci lucrurile astea nu suntem defecți, nu suntem cu nimic anormali. Dacă nu ne satisfac morcovii proaspeți și frunzele de salată în momentul în care avem nevoie să ronțăim ceva, o facem pentru plăcerea gustului, o facem pentru a scăpa de stres, cum vă spuneam, de plictiseală sau doar pentru o stare de bine. Deci eu mi-aș dori de la mine, anul ăsta 2023, să reușesc să elimin ronțăielile dintre mese. Eu le numesc ronțăieli, nu gustări, dacă, hai să fim serioși, și putem rezista 4-5 ore fără mâncare, e așa ca un moft, ca un răsfăț și nu știu dacă o să reușesc 100%, dar aș fi mulțumită ca măcar în 5 zile din cele 7 ale săptămânii să fiu disciplinată și cu minte. Bună seara, avem deja un telefon? Bună seara! Bună seara! Cornelia din Fâșia. Asta voiam să spun, deci doamna Cornelia, dacă dumneavoastră sunteți, vă mulțumesc că am terminat anul împreună, începem împreună. La mulți ani tuturor, un an nou cu sănătate în primul rând și toate cele bune, toți să-și îndeplinească tot ce și-au dorit și își doresc în viitor, rezoluții. Ia să auzim, din punct de vedere alimentar, ce pretenții aveți de la... Din punct de vedere alimentar, în ajun de Crăciun am avut o criză de fiere de ce? Foarte urâtă. Deci vineri, sâmbătă, duminică, în prima zi de Crăciun, eu am stat cu ceiul de... Ați văzut cum ați ținut dietă de sărbători. Fără să vreau, involuntar, cu chiu, cu vaia, am gustat. Deci gustat. Da, exact. O jumătate de sărmăluță cu un colț
sfințișor de fripturică, deci cârnat de nicio culoare. Ați văzut, doamnă, când ajunge organismul să-și impună părerea și să fie cu rău, atunci se potolește și capul și nu mai are vreau pofte. Vreau să vă spun că nu am făcut exces de nicio culoare, tocmai din cauza acestei crize de fiere, dar mi-am revenit foarte ușor pentru că am băgat foarte mult ceai de codița șoricelului și de sunătoare și lămâie și mi-am revenit. Și iată, din ceea ce spuneți, v-ați revenit nu atât datorită ceaiurilor, cât faptului că ați înțeles că cel mai bun tratament pentru organism este să nu-i mai dați lucruri grele de mâncare și să faceți o pauză alimentară. Asta este un lucru pe care natura îl rezolvă, cu condiția ca noi doar atât să luăm o pauză de la mâncare și să lăsăm organismul să-și revină. E de un bun simț elementar. Nu trebuie să mergem la medic să ne spună să ne oprim din mâncat când ne este rău de la mâncat, da? Și am avut marea baftă, că am avut un borș de vițel. Aha, iată, și cu relativ ușor. Și vreau să spun că am avut totuși, am avut grijă să nu fac exces. Deci am mâncat un borș de vițel, un pic, așa, doar o sărmăluță, combinație de vită și porc, după care am avut foarte mare grijă că am avut friturică la cuptor. Dar, doamna Cornelia, ziceți-mi acum, pentru 2023, ce ați învățat din, să zic, disconfortul și necazul ăsta foarte, de... Să am foarte mare grijă, în primul rând, de regimul alimentar, să nu fac exces de absolut nimic, fac combinație de puțin. Ați văzut, tot cu puțin o rezolvăm. Puțin și puțin, de colo, de colo, de colo, de colo. Astăzi chiar am gătit o ciorbiță de varză murată și cu o mâncărică am vrut să fac de orez, un orez sărbesc, dar am făcut, nu mi-a ajuns orezul, și am făcut de linte. Deci... Că tot e zi de post. Dar acum am să mă folosesc eu de ideile din meniul dumneavoastră și am să le amintesc ascultătorilor că partea asta cu ciorba și cu supa este un obicei foarte bun, nu doar când, iată, te lovește vreo indigestie, dar și când vrei să scapi de câteva kilograme în plus. Țin minte că am fost la un moment dat după sărbători imediat în Italia și într-un magazin în care voiam să probez niște haine, îi tot spuneam vânzătoarei, care era extrem de amabilă, să-mi aducă mărimi mai mari, pentru că nu eram foarte confortabilă cu silueta mea. Și foarte interesant, deci era un om simplu, da, era o vânzătoare dintr-un magazin de haine, în niciun caz un specialist în nutriție, dar vedeți ce înseamnă tradițiile și obiceiurile de bun simț din orice țară. I-a spus, păi stați un pic că suntem abia în luna ianuarie, și toată lumea, atenție, deci toată lumea, așa considera ea acolo în Italia, după sărbători trece la dieta cu minestra. Și eu așa i-am aruncat o privire întrebătoare și am zis, ce mai e și asta? Și a spus, păi nu-i normal, după ce am mâncat cu toții în perioada sărbătorilor foarte mult, să trecem la dieta cu ciorbă. Deci ei, oamenii simpli, fără ajutorul nutriționistului, știau că este firesc ca în luna ianuarie, după ce au trecut ospățul de Crăciun, să pui accentul pe ciorbă și pe supă, ca fiind acest fel de mâncare care te hidratează, te hrănește, dar în același timp te ajută la slăbit. Deci, dragii mei, nu cred că trebuie să ne învețe pe noi italienii ce înseamnă ciorba și supa, că suntem mai buni decât ei la capitolul ăsta, dar vă recomand ca măcar una din mesele voastre, alea trei principale de care vorbeam, că toți suntem adulți și scăpăm de gustări și ronțăieli, măcar una din mesele voastre să conțină o ciorbă sau o supă, pentru că să știți că ea umple stomacul cu puține calorii și întotdeauna o să țină de foame bine. Adică, haideți să ținem cu ficatul, cu pancreasul, cu vezica noastră biliară și să le dăm această posibilitate să fie hrănite cu lucruri care le cad bine și ajută și silueta și sănătatea. Deci vă propun și vouă să faceți din ciorbă și din supă un obicei în 2023. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM.
înapoi la rezoluțiile alimentare și la obiceiuri greșite pe care am vrea să le ajustăm în anul care urmează. Avem un nou ascultător pe fir. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă rog, doamnă, cum vă numiți și ce așteptați de la 2023? Ce ați vrea să schimbați în 2023? Mă numesc Ionela Mihalache, v-am sunat și în prima ediție și vă mulțumesc pentru fidelitate. Și vroiam să vă spun că am cartea dumneavoastră cu condimentele și cu roțăielile. Așa, așa. Că nu le-am terminat de citit, dar atât cât am citit... V-ați regăsit în vorbele mele? Da. Deci, uite, domnule, cât e de simplu și de... Da. Nu știu dacă e neapărat simplu. Noi știm cu toții teoria. E greu să o punem în practică. Da. Asta e, da. Dăm vina tot timpul pe timp, pe, mă rog, ocupații și... toate cele. Nu, și știți care cred că mai este greșeala noastră? Că ne dorim niște schimbări radicale, spectaculoase și nu ne mulțumim cu o mică, eu știu, ajustare, cu o mică, modificare a unui obicei greșit și atunci așteptăm ziua aceea în care să nu-l mai facem deloc, în loc să fim mulțumiți dacă facem un pic mai rar. Și asta, la asta mă refer în începând de la dimensiunea porției, da? Deci nu trebuie să ajungem la o cură de slăbire în care să nu mai mâncăm, să ne înfometăm. Este suficient să punem în farfurie un pic mai puțin în fiecare zi. Dar aceste gesturi mici și aceste, și aceste schimbări care par a fi și sunt cu siguranță mai ușor de pus în practică, nu ne satisfac. Noi am vrea peste noapte să mutăm munții și să scăpăm de toate relele și de asta eșuăm, pentru că ne dorim prea mult și prea repede. În cazul meu, scuzați-mă, vă rog. Așa, eu am 60 de ani, v-am spus și înainte. Și după Revoluție am avut ocazia și acum mulțumim lui Dumnezeu și sănătatea și financiar, așa, facem niște eforturi și am umblat prin mai multe locuri. Și am încercat tot felul de experiențe. Așa. Vă spun sincer, eu așa, copil crescut la țară și mi-au plăcut absolut toate. Dar la mine acasă n-aș mânca în viața mea făcute de mine fructe de mare și nu știu ce rechini și nu știu ce am mai mâncat eu pe undeva. Deci încă o dată... Păi și e frumos asta, pentru că sunteți o tradiționalistă, iată, și foarte bine că mâncați Deci ați crescut. Nu, dar eu zic că și organismul spune la un moment dat... Așa este, avem o înzestrare genetică să digerăm, să metabolizăm, să fim hrăniți cel mai bine de lucrurile care cresc pe pământul în care ne-am născut și noi nu avem fructe de mare pe aici, pe la noi, pe plaiurile românești. Da, și încă o dată zic, am mâncat și am de toate și am experimentat și dar, acum... Vă întoarceți la ceea ce e bun și ce știți. Alea au fost experiențe. Diversificare. Dacă ne întoarcem acasă, mergem tot la... Eu, de exemplu, azi am făcut mâncare de praf cu măsini. O, ce bun ați făcut! Fără carne. Eu nicio mâncare de felul 2 nu pun carne. O fac friptură. Și o puneți mâncare. Mănâncă bine, cine nu. Foarte bună ideea asta, că, iată, putem... puteți folosi și friptura pe post și de... diversifică mai multe, da. Da, și... Cine vrea să mănânce de post nu ia friptură, e o idee foarte bună. Și acum, pentru 2023, v-ați dori să schimbați ceva în felul în care, gătiți sau în felul în care vă construiți meniu? Aveți vreo nemulțumire legată de alimentația dumneavoastră sau sunteți împăcată? Sincer, nu. Foarte bine. Noi încă lucrăm, venim de la serviciu la... 5 se termină programul, 6-7 pe la cumpărături, pe la nu știu ce. Mâncăm la servici, la prânz. Uh-huh. Și seara
Da, așa, eu știu, de exemplu, eu până acum nu mâncai nimic. Soțul meu mânca un pic de brânzică și trei măsline. A, deci ar sunteți deja, ați dobândit echilibru și moderația, nu mai sunteți, nu mai sunteți începători. Din păcate, da, el are și diabet și eu am avut o criză biliară de care m-a obligat să fac 1100 de investigații. Nimeni nu știe exact ce și cum. Acum am reglat, acum e bine. Și cu mâncare puțin e mai bine. O să-mi permit să iau din discuția cu dumneavoastră ideea de mâncare gătită ca un fel de lucru de recomandat și de bine și pe care mi-l doresc să se întâmple în cât mai multe case de români, pentru că întotdeauna mâncarea care este gătită în casă, din ingrediente simple, va fi sănătoasă prin simplu fapt că putem controla cantitatea de grăsime, putem controla felul în care este gătită, nu are niciun fel de conservanți, de, eu știu, alte produse care să intensifice gustul. Și atunci aș vrea să vă îndemn, de câte ori aveți ocazia, să, culmea, să mâncați mâncare gătită, chiar dacă în multe case de români este considerat ca fiind un obicei depășit, învechit și ne dorim lucruri mai sofisticate, să știți că mâncarea gătită, mai ales cea care e făcută la cuptor, care are și un pic de sos, este bogată în apă și mai săracă în calorii, pe când toate lucrurile care le găsim, iată, ambalate, semi-preparate, ultraprocesate și frumos împachetate, vor fi întotdeauna, dacă mult mai dezechilibrat obținute, și cu siguranță, tocmai ca să satisfacă consumatorii, vor avea în exces fie zahăr, fie sare, fie grăsime. Deci tot ce gătiți voi în casă, controlați mai ușor și este mai sănătos să mâncăm mâncare gătită. Ca să nu mai spun și faptul că mâncarea gătită, în cea mai mare parte a cazurilor, trebuie să o mănânci cu tacâmurile și să stai la masă, și atunci ne mai ținem la distanță de acest obicei de a mânca lucruri uscate sau direct dintr-o cutie, dintr-un pachet, fie în mașină, fie în fața televizorului, în canapea. Deci masa ar trebui să primească atenția și respectul cuvenit, și mâncarea mâncată la masă, mai ales dacă este mâncată în împreună cu ceilalți membri ai familiei, constituie, dincolo de hrănirea organismului, un moment benefic pentru toată familia. Haideți să ne întoarcem la mâncarea gătită și la statul împreună la masă în 2023. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Și pentru că tot vorbeam de mâncare gătită, mi-aduc aminte de discuția cu o pacientă care îmi spunea că a slăbit într-o lună 5 kg fără să își interzică nimic, doar propunându-și această rezoluție să nu mai mănânce nimic sub formă de sandwich sau nimic ambalat, ci efectiv doar mâncare gătită. Și silueta ei a avut un beneficiu surprinzător. Abia atunci a realizat cât de multe calorii au produsele acestea ambalate și pe care noi nu le percepem, pentru că uscate fiind nu simțim nici grăsimea, nu simțim nici zahărul, volumul lor este extrem de mic, pentru că nu e așa, prin uscare, prin deshidratare, mare lucru nu ți se pare că mănânci, de la, eu știu, covrigei, sărățele, biscuiții și sandwich-uri, până la lucrurile care sunt, eu știu, iată, o oleaginoase, tot felul de semințe, migdale, extrem de sănătoase, dar extrem de concentrate în calorii. Și iată, întorcându-se la mâncarea clasică, aș spune, respectiva persoana a fost surprinsă și încântată în ce fel a slăbit, cu ciorbă și tocăniță și ardei umpluți, pentru că, exact cum vă spuneam mai devreme, au nici la jumătate numărul de calorii al tuturor acestor produse ambalate și ultraprocesate. Deci
propuneți-vă să, măcar și pentru sănătate, apropo de substanțele și ingredientele mai puțin naturale care se găsesc în ele, propuneți-vă să faceți curățenie la alimentația voastră, făcând mâncare gătită din ingrediente simple, și să știți că mâncarea gătită nici măcar nu trebuie făcută în fiecare zi. Știe fiecare gospodină din România că nici ciorba, nici felul 2 nu ai nevoie să îl gătești doar în două porții să gătești în fiecare zi. Ține fără probleme 3-4 zile la frigider și nu reprezintă un efort pentru nimeni, sau dacă este un efort și o investiție de timp, pot să vă confirm că este în beneficiul sănătății noastre. Avem încă un ascultător în direct. Bună seara! Bună seara, cum vă numiți și ce vă doriți de la 2023 din punct de vedere alimentar? Mă numesc Constantin Cătălin. Așa. Sunt din Galați. Ce pot să-mi doresc, doamnă? Adică că toată lumea să fie sănătoasă. Asta clar, sănătatea ne-o dorim cu toții. E prima oară, vă dau cuvântul meu de onoare, când intru în direct la Europa FM. Vă mulțumesc, iată că a fost la emisiunea mea, mai ales că într-o vineri seară în ajun, iată, de anul nou, pentru unii. Nu s-a vrut să sun, dar hai să sun că poate e cine. Ați reușit. Nu v-a scurt nici pe WhatsApp, nici n-am sunat niciodată, dar hai să zic sunt chiar și eu. Aș vrea să vorbesc și eu ceva. Vă rog. Am 47 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Eu, de vreo câțiva ani de zile, vă dau cuvântul meu, zonare, nu mănânc decât o dată pe zi. Asta e masa mea. Și întrebarea? Și vreau să vă mai spun ceva, că mai și beau. Beri. Și cu silueta cum stați? Da, vă spun sincer că eu de câțiva ani de zile, de când fac acest lucru, eu nici nu am slăbit, nici nu m-am îngrășat. Și am și azi bronșic. De când eram mic, am probleme și cu... Am hernie de disc. Și câte kilograme aveți și cu ce înălțime? Da. Puteți să spuneți care-i secretul? Păi, faptul că n-ați slăbit și nu v-ați îngrășat nu e nimic de mirare, că să știți că și eu totodată în zi mănânc. Și fac asta ca să mă mențin, nu ca să slăbesc. Adică nu este o mirare. Foarte bună întrebarea dumneavoastră apropo de, iată, un obicei pe care l-ați adoptat fără să întrebați pe nimeni și care vă face, comparându-vă cu ceilalți, să credeți că este ceva neobișnuit. Vedeți ce au reușit să facă medicii nutriționiști de-a lungul timpului și nu doar medicii nutriționiști și tot ce înseamnă presă și informații media bazate pe alimentație și slăbit, s-a popularizat, nici nu știu cum să o numesc, s-a promovat acest ritm al alimentației cu 3 mese pe zi și 2 gustări pentru adulții care vor să mănânce sănătos, și am ajuns în acest paradox, iată că un om care mănâncă o dată în zi să-i se pară că face un lucru ciudat sau nenatural, ca să ajungem la concluzia că de fapt nu este bine să mâncăm de atâtea ori în zi, pentru că cu cât intrăm mai des în contact cu mâncarea, cu atât ne este mai greu să ne abținem, că avem și o viață care trebuie să se desfășoare în fără obsesie și fără grijă de mâncare, și dacă la fiecare 2 ore iarăși trebuie să te gândești ce ai de mâncat și care e gustarea următoare, ajungi să nu mai trăiești decât pentru mâncare. Și Doamne ajută că în sfârșit au inventat americanii noțiunea de intermittent fasting ca să ne dea deslegarea de a mânca mai rar. Deci și dacă mâncăm 2 mese în zi este ok, și dacă mâncăm o masă în zi este ok, iar berea de care vorbea ascultatorul nostru, consumată, poate să fie și ea un aliment, așa că câteodată dacă bem și bere, mai o punem și pe aia, numărăm și pe aia o masă în plus. Important este ca echilibrul nostru din punct de vedere siluetă și număr de kilograme pe cântar să fie în regulă. Indiferent câte mese mâncăm, la sfârșitul zilei contează câte calorii a primit corpul nostru, iar dacă le-a primit în 3 mese și 2 gustări sau într-o singură masă, în final, mare diferență nu face. Important este să nu mâncăm prea mult.
Mai avem un alt ascultător în direct. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cum vă bună numiți seara. Și cum ce rezoluție alimentare aveți pentru 2023? Mă numesc Răzvan și îmi doresc ca acest an să fie unul cât mai echilibrat din punct de vedere alimentar. Ce ați făcut până acum, să zicem așa, dezechilibrat și ați dori să ajustați? La ce vă referiți când spuneți echilibrat? Care sunt, preferințele, poftele, micile plăceri vinovate care le aveți? Dulciurile, desigur. Aha, nu e desigur. Nu e desigur, mai ales din partea unui domn. Nu, iată, putea să fie alcoolul pentru alții. Dulcele nu este obligatoriu. Mai degrabă doamnele au slăbiciune pentru dulce. Dar să știți că fiind o slăbiciune zahărul, atunci chiar trebuie să-l ajustați în viața dumneavoastră. Când, dacă dați radio un pic mai încet să nu intrăm în microfonie, la ce vă referiți când spuneți dulciuri? Mâncați dulciuri în fiecare zi? Pot să spun că în fiecare zi, dar destul de frecvent. Și silueta vă permite? Că și asta este o întrebare esențială. Că dacă silueta vă permite, atunci, na, să zicem, sunteți norocos. Faci mișcare, te ajută foarte mult. Păi atunci, iată, sunteți deja o persoană echilibrată, pentru că în momentul în care ați înțeles că plăcerile alimentare trebuie compensate cu mișcare, înseamnă că ați dobândit acest echilibru între consumul de zahăr. Consuma energia pe care o exact, ai. Exact. Iar sportul și mișcarea chiar consumă glucoza din zahăr, deci este un lucru care funcționează și atunci balanța rămâne echilibrată și plăcerile dumneavoastră pot fi dulci, pot fi în continuare satisfăcute, deci nu e nimic greșit în ce ați făcut și este nevoie și avem voie să consumăm și dulce, pentru că să știți că natura a creat o relație, să spun, de la naștere, o relație specială între noi și gustul dulce. Ne place automat fără să ne învețe nimeni, da? Bebelușii la naștere, sau mă rog, de care au vârste foarte mici, când primesc apă cu zahăr, li se pune pe buze, zâmbesc automat. Deci nu putem să negăm această relație specială cu zahărul și cu dulcele. Ne place și e normal să ne placă. Și dacă faceți precum ascultătorul nostru, să vă ajustați prin mișcare aportul de dulce din viața voastră, chiar nu este niciun deranj pentru nimeni, nici pentru sănătate, nici pentru siluetă. Deci nu interzicem zahărul în 2023. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Bună seara! În continuare avem ascultători care sunt în direct cu noi. Cu cine vorbim? Bună seara! Bună seara! Zoli mă numesc. Salutare tuturor și la mulți ani! La mulți ani! Legat de întrebarea noastră, ce îmi propun pentru 2023, să slăbesc undeva între 20 și 30 de kilograme. Aveți și o cifră, să zic. Ați mai făcut-o vreodată? Am mai făcut-o, 20 am dat, am mai pus și înapoi din ele, evident, și iară sunt în faza în care trebuie să iau de la capăt și să le dau jos. Deci, cam asta îmi propun. Dacă am și cred că și știți trebuie. Cum să o faceți, așa, după voce vă aud hotărât și, să zic, motivat. Sunt hotărât și cam știu ce să fac. Ca idee, nu știu, poate ajută și pe alții. Așa, ia să auzim. Puteți să-mi spuneți dacă e bine sau nu. Ia să auzim. Să mănc 4 mese de câte 500 de calorii pe zi și să fac mișcare. Adică planul meu e, de exemplu, să mănc la ora 8 dimineață, 9, la 1, la 5, la 9 seara. Așa îmi pică mie cel mai bine. Asta e foarte important, să fie ceva care este adaptat ritmului vieții dumneavoastră și să puteți să duceți obiceiul ăsta cât mai
timp cât mai îndelungat ca să poată și organismul să slăbească. Iar din punctul de vedere al numărului de calorii nu este nimic greșit, pentru că probabil în prezent, sau mă rog, în momentul în care ați recâștigat kilogramele au fost mai multe și atunci este suficient să tăiem cam 30% din aportul de calorii ca să se vadă diferența pe cântar. Deci dacă dumneavoastră până acum mâncați mai mult și știți că aceste 2000 de calorii vă asigură slăbitul, cu atât mai bine. Dar presupun că nu eliminați definitiv nimic din viața dumneavoastră ca și aliment, deci, nu? Mănânc așa mi-am propus, am văzut că funcționează, mănânc absolut orice. Bravo. Secretul e să cântărești și să scrii, că nu poți altfel. Da, măcar până înveți așa din ochi cam care e cantitatea, cam ce înseamnă 100 de grame, cam ce, adică lucrurile astea avem nevoie să fie ca și reper, pentru că altfel ochii noștri apreciază în defavoarea siluetei și ești surprins când pui pe cântar exact cum spuneați, cât de grele sunt anumite lucruri. Deci, v-am spus, cam ăsta e planul, să cântărești și să scrii. Și poți să mănânci absolut orice, cel puțin în cazul meu, doar să nu depășești pe zi caloriile, adică nu, în cazul meu, ca să slăbesc, trebuie să mănânc mult mai puțin decât e necesarul. La 1,88, 45 de ani și 115 kilograme, am de unde, ați înțeles. Am înțeles, calculul. Da, și organismul mai pune, să zic, diferența din rezervele de grăsime, îl mai lăsa și pe el să compenseze. Este foarte corect, să spun așa, programul dumneavoastră, mai ales că permite prezența tuturor alimentelor și asta aș vrea să-i sfătuiesc pe toți ascultătorii noștri care vor să slăbească în acest an. Nu vă interziceți, spun francez, este interzis să ne interzicem, da? Nu vă interziceți nimic, pentru că în momentul ăla vă veți dori respectivul produs, respectivul aliment și declanșați în voi ca un fel de inamic care nu are ca alt obiectiv decât să vă facă să abandonați cura de slăbire. Exact cum spuneați și dumneavoastră, este mult mai bine să tăiem din cantitate, da, deci să tăiem din aportul caloric, din numărul de calorii, însă să ne dăm voie să avem, nu știu, din când în când și un desert, și un cartof prăjit, și un șnițel, și eu știu, lucruri care sunt și un salam, un seviș cu salam de Sibiu, lucruri care sunt mai consistente și mai bogate în calorii, pentru că ați face poftele, este mai important decât și ajută ca această cură de slăbire să fie ținută pe o perioadă mai lungă. Pentru că altfel, dacă nu respectăm lucrul acesta, măcar, eu știu, 3 luni, 6 luni din viața noastră, mai bine nu ne apucăm deloc. Deci încetați să mai credeți că o cură de slăbire durează 3 săptămâni și după aceea ne întoarcem la alimentația normală, că ați văzut chiar din cazul ascultătorului nostru, se întorc și kilogramele. Deci ideal ar fi să învățăm să mâncăm mai puțin din toate și să ne păstrăm silueta în echilibru pe o perioadă mai lungă. Încă un ascultător în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Ionel mă numesc. Bună seara! Ce bine ați punctat acum la ultima intervenție. Ia să auzim. Ce... Ar fi bine să ne temperăm. Asta da? E problema mea. Așa. Când văd cu ochii, trebuie să-l simt pe gât. Nu e o problemă asta. Dacă vă puneți în farfurie, să spun, dacă aveți farfuria limitată, dacă primiți, știți cum ați fost vreodată, trebuie să-ți fi fost vreodată pe la vreo cantină undeva, unde primești farfuria și nu-ți mai dă nimeni supliment, da? Și atunci ochii poate să rămână, să zic așa, nesatisfăcuți și să vă opriți când s-a terminat porția. Un punct foarte am reușit totuși și cu postul intermitent și cu sfaturile dumneavoastră să reduc porțile, am reușit, chiar dacă pun 2-3 kg în câteva zile cu post intermitent și... Și tăia din porție. Da, revin. Acum îmi propun pentru 2023 să consum mai multă salată și mai mult post intermitent.
Păi să știți că dacă ar fi să nu-l mai numim, că iată, vedeți ce ne fac păcătoși ăștia și de americani și de nutriționiști, cred că ar fi mai simplu să spunem, haideți să ajungem, iată, după o anumită vârstă, chiar este necesar și pentru menținere, nu pentru slăbit, să mai rărim numărul de mese, pentru că două mese principale pentru un adult nu e nimic dramatic în asta, da? Și chiar cred că poate fi făcut la lung, așa, da? Nu doar câteva luni. Iar la capitolul cantitate, din nou, să știți că nu numai ascultătorul nostru, ci noi toți oamenii suntem făcuți să fim lacom, pofticioși și mâncăcioși și să avem ochii mai mari decât stomacul, iar în această situație nu putem să așteptăm ziua în care instinctele noastre se vor schimba, că ziua aceea nu va veni, deci nu putem fi moderați și ponderați în raport cu mâncarea, și atunci, ca niște stăpâni bune ai corpului nostru, trebuie să ne punem în farfurie mâncare cât dimensiunile palmelor noastre și să nu ne dăm voie să primim supliment. Deci la capitolul mărimea porției, să știți că trebuie să fiți un pic mai sever și mai aș spune disciplinați. Nu puneți platoul pe mijlocul mesei, nu vă ridicați și mai puneți încă o porție din oală sau din cratiță, ci aveți un pic de răbdare și de perseverență, măcar o săptămână să încercați ca dimensiunea farfurie să fie cât palmele voastre și veți vedea că stomacul se reajustează și învață să se sature cu mai puțin. Cât despre salata și frunzele de care vorbea ascultătorul nostru la liber, pentru că ele conțin apă, fibre, vitamine, minerale, niciun gram de grăsime și foarte puține calorii, cu condiția ca salata să nu fie stropită din belșug cu ulei. Deci mâncați legume proaspete sub formă de salată în cantitate mare ca să compensați porția mică de felul 2. Și în felul acesta și silueta și digestia și sănătatea vor avea de câștigat. Legume la liber și în rest porții mai mici. Asta să fie obiectivul pentru anul care, pe care l-am început și care vă doresc să fie plin de bun și bine și nu neapărat cu mâncare să atingem echilibru și starea de bine. Seară bună vă doresc și un weekend frumos, la mulți ani tuturor și să ne auzim cu bine vinerea viitoare pe Frecvența Gustului. La revedere! Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Verifică-ți